Am ajuns. Și soarele, așa că mergem spre plajă. Am echipamentul pregătit. Mi-am luat și ochelarii de apă, goggles, așa că dacă se întrevăd niște pescișori, vom fi cu ochii pe ei. Haideți să vă mai spun de mască. Eu nu mai port masca acum. Nu e obligatoriu pe stradă să port masca. Sunt doar câteva locații în care ți se cere la intrare să porți masca. Câteva magazine am întâlnit. Eu n-am avut-o de fiecare dată cu mine și am intrat și în magazinele unde erai oarecum obligat să port mască sau îți spuneau să port mască. Mie nu mi-au spus. Am văzut anunțul în geam, dar am intrat pur și simplu, am zis că dacă îmi cer să-mi pun masca, ies și la revedere. Am purtat la început, fiindcă m-am gândit că o să stau mai mult pe aici și nu vreau să o comit de la început. Nu neapărat că mi-a de frică, dar am zis de ce să risc. Iar acum că sunt aici, asta e, am ajuns, bineînțeles că am grijă oarecum, dar aici lumea mai poartă masca opțional și pe stradă am văzut. Cam asta e despre masca aici în Crabi, Aonan. Și ne continuăm drumul către plajă. Undeva aproape la un kilometru am preferat să merg pe jos, să mai văd ce mai se încadre. Și am ajuns. Asta e plaja de care vă spuneam. Nu știu dacă se pronunță cum spun eu. No Paratahara Beach. Se văd aici și niște long boats, bărci din astea mai lungi. Chiar am să vorbesc și cu băieții de pe aici, să văd bă, niște indicatoare acolo, s-a dat să fie și prețuri. O să întreb să văd cam care sunt prețurile. Eu aș vrea să mă duc dimineață să vizitez una dintre insule. Aș vrea să mă duc cu toată lumea, aș vrea să fiu printre primii. Și parcare de scutere marcată. Cum stau ele? Miroase a pește aici, andraci. Chiar pe bine cărciuma asta. Sipi coffee. Da, exact aici, să vezi să vorbesc cafeaua dimineață. Toate astea sunt în Aonan. De aici o să se arate și plaja.
muzică reggae. O cochilie de melc. Wing shell. De când sunt eu aici în Crabi, n-am avut probleme cu intratul în ocean legat de flux și reflux. Că a fost flux, că a fost reflux, nu e de mare diferența aici în zona unde stau eu, cel puțin în perioada asta anului. Știu din proprie experiență că e în funcție de luni. Chiar dacă acum aici arată bine, s-ar putea peste câteva luni să fie o diferență mare. Acum pare să fie low tide, dar am urmărit și la mine la hotel să văd cum arată high tide și low tide, fluxul și refluxul, și nu eram, erau vreo 5-6 metri, dar se putea intra fără niciun fel de probleme în apă. Adică nu e chiar atât de deranjant cum sunt prin alte părți sau... Noi stăm după stânca asta, iar eu vreau să ajung în capăt acolo. De fapt, acolo este main beach-ul, plaja principală. Îl punem aici pe dreapta, sunt foarte multe locații unde poți mânca. Am mâncat eu într-o seară, e o piață, o night market. Dacă v-ați uitat în vlogurile mele anterioare, am fost eu într-o seară aici și am mâncat super bine și ieftin. Și ai foarte multe variante de unde poți să alegi. Văd că în partea dreaptă, înspre munte, se vede norat. Să sperăm că nu o să ne prinde ploaia. Oricum m-am obișnuit. Și sunt... Încă sunt de plajă, așa că nu fac mare probleme, dar nu mi-ar plăcea totuși să plouă. Și chiar aici este piața unde am mâncat eu seara. Se pare că e numai night market, acum nu e nici fel de mișcare. Toate că este undeva ora 12 și ceva. Dar cum vedeți, nu e nimeni, dar e foarte mare, recomand și ieftin. Și ne continuăm drumul. Sper să nu vine ploaia. Aici am ajuns. Iar plaja noastră este acolo. Ia fiți atenți ce tare. Drumul ăsta a fost construit din deșeuri de plastic colectate din Thailanda. Foarte tare. Bravo lor. Bravo lor și ciudă nouă. Măi, sper să nu fiți pe aici. Și aici un indicator important. Aveți grijă la hoți. Și jellyfish avem aici. Numai la noi în Mamaia. Se laudă și ei. Și aici e plaja. Am ajuns. Și o să ne bucurăm de low tide ăsta. Văd în fața acolo că s-a făcut o fâșie de nisip care se leagă cu stânca aceea. O să vă arăt când sunt mai aproape. Cu siguranță GoPro-ul meu nu bate de aici. În orice caz, noi am venit din partea aia. Eu stau după stânca aia și ajungem aici. Și am ajuns până la urmă. Și a ieșit și soarele.
deja pe rupe. Bine, este unul după masa. Și noi am ajuns aici. Și am plecat din partea aia. Acolo stau eu. Nu știu cât se vede cu GoPro-ul. Dar mi-a plăcut drumul. Haide să intrăm și în apă, după care să vedem și niște imagini de sus. Voilà! Am ajuns și aici. Da, frumos aici. Și nu e multă lume, așa cum îmi place mie. Acolo e intrarea în port. Climbing the familie cu copii pe aici. Ce frumos se vede. Thank you.
sus. Haideți să vedem și cum e apa. Siguranță se lasă cu ploaie. Și acum ați văzut și din imaginea de sus, lumea a cam tuns-o. Așa că mai bine că am rămas doar noi. Bravo, apa e super limpede. Uitați cât de limpede e apa aici. Nu se vede. Și e fin nisipul de desubt. Super mișto. Mă bucur că am ales să vin aici astăzi. Pe semne că norii aia de acolo au speriat lumea. De-aia stăm așa de puțin. Uitați cum se vede aici. Super tare. O să ne băgăm și pe la fund să vedem cum arată. Cred că ploaia se duce spre hotelul meu. Din ce văd, văd că și tună pe acolo. Nu știu dacă auziți, tună de rupe în partea aia. S-a schimbat. Deci la mine siguranță o să plouă sau o să vină ploaia. Mai bine că n-am luat scuterul de astăzi, eu vreau să urc pe un traseu sus pe munte. Așa că bine am făcut că am ales să vin aici. Și dacă mă prinde ploaia acum nu mă interesează, mi-am făcut nebunie. Aici așa a început și ploaia. Nu plouă tare, dar oricât. Haideți să mergem să căutăm o nucă de cocos și vedem după aia pe drum. Plouă serios, dar nu-mi pasă. Caut nuca mea de cocos. Mă hidratez. Mai plouă, dar nu-mi pasă. Eu mă duc acasă. Da. Plouă, a plouă ok, ca să zic așa. O luăm ușor, pe lângă plajă, spre casă. Cam așa plouă. Dar, nu știu, e ok. Mă simt bine. Asta este. Cred că o să cobor să iau și eu pe acolo, până apă. Plouă! E soare, nu contează! Da-da-da. Am știu, am luat o razna. Dar mă bucur că mie îmi place aici, nu știu, cumva îmi place, mă relaxează. Și mi-am găsit și nuca de cocos pe care o căutam. O să pun apă de mare în ea și asta e. Uuuu!
E o senzație super mișto, faci și ceva mișcare, e bună pentru genunchi. Super tare. Atâta timp cât nu sunt boloban până apă și nisipin, e super ok. Face mișcare, plimbare până apă. Și mai sunt și alții ca mine, iubitori de ploaie și de apă. Numai că ăștia micii sunt cu 100 de ani mai mici ca mine. Hei! Că am dat de niște magazine în drumul meu. Sunt oarecum la jumatea drumului. Vedem dacă găsim nucă de cocos. Ia uitați cum prăjesc pește ăștia. Haideți să vă arăt ce au oamenii și aici pe grătar. Mie nu mi-e foame, eu vreau să beau cocos. Săracii pești. Și am văzut aici, nu știu ce sunt astea. What is this? Can you... How is your cap? Ah. Show, show. Ah. Squid. Cam asta avem, doamne. Și ne-am găsit sursa de energie. 40 de bați. Asta e preț. Thank you. Asta este tipa care am așteptat. Hai să ne hidratăm. Afară încă plouă și nu mai avem mult. Prefer să mă hidratez cu asta, cu asta că beau și o grămadă de apă. Dar mi se pare mult mai sănătoasă și mai ușor. Hei, și am ajuns la hotel. Ploaia deja a stat. Se luminează ușor, ușor. Mergem în cameră, facem un duș și vedem de acolo. Și dăm drumul să mâncăm ceva în seara asta. Am ajuns la hotel. Cum ați văzut, ploaia stătuse. Am dormit un pic. Acum vreau să mergem să mâncăm ceva, să vedem cum e astăzi în oraș. De aici plecăm. Și o să mergem încolo, să vedem ce mâncăm azi. Este 6:30 aici, seara. De aici vom pleca către Raiva. Dacă vreți să vă spalați singur, să vă călcați, aici la capăt, crac, găsiți așa ceva, dar nu te mai de spalat, îl bagi la spalat singur, e putise. Am găsit și aici mango sticky rice, super ok, o să le iau acasă, să-l mănânc acasă. Aici sunt numai freșuri. Cam așa arată. Ia, coconut flour. Inside. Ok, ne-ai put. Asta e prăjitura pe care am luat-o mai devreme. Am ajuns în cameră. Haideți să ne vedem mâine dimineață, să vedem cum va fi vremea și încotro o luăm. Aveți grijă de voi, numai bine!